Bun găsit din studioul Business Days TV, sunt Laura Dragomir. Un subiect foarte interesant vom aborda în cele ce urmează, aturile femeilor în afaceri. Cu Alexandra Andriescu, designer vestimentar și fondator Maison Chouchou Iași, Chouchou Iași. Bun găsit, mulțumesc foarte mult. Și Cristina Nichita, fondator Casa de Modă Nikki Fashion. Bun găsit, mulțumesc foarte mult. Așadar, aturile femeilor în afaceri. Haideți să vedem cum poziționați fiecare dintre dumneavoastră femeia în contextul de business. Eu consider că nu ar trebui să facem mare diferență între bărbatul în business și femeia în business, pentru că eu consider că ne dezvoltăm firesc și că chiar dacă noi avem o democrație tânără și chiar dacă ne ducem la poziția femeii în societate și la poziția femeii în business și destul de greu am ajuns noi să ne poziționăm, să ne facem curaj, să avem încredere, să ne punem planurile în afară, să avem evoluție, rezultate. Totuși avem o democrație de 25 de ani de acum, unde femeile au demonstrat că pot. Dacă e să ne raportăm la noi, la noi acasă, în România, pentru că dacă e să ne raportăm pe plan european sau mondial, femeia are egalitate în șanse peste tot în lume. Ori eu nu cred că trebuie să departajate. Plus că de fiecare dată am făcut echipă. Înainte de toate în business am fost cu echipier. De fiecare dată am făcut echipă. Păi vreau să vă spun că cei mai buni cu echipieri ai mei au fost bărbații. Pentru că și modul în care și femeile se raportează, am creat peste 1500 de locuri de muncă, modul în care femeile se raportează la bărbați șefi este iarăși un fel aparte. Am făcut întotdeauna echipă și cu femei și cu bărbați. Cred că ce contează e ca în business să iei ce are fiecare cel mai bun și să reușești să realizezi că a lucra cu oamenii e să descoperi ce are fiecare ca calitate și să-l pui la locul potrivit. De la urmă, de ce depinde ca o femeie să performeze în business? Ați spus despre pregătire, ceea ce este extrem de important, și de încrederea în ea însă. Și cum priviți încrederea unei femei în contextul de business? Cred că diferențierea între femeia antreprenor și bărbatul antreprenor este puțin cam structurată. Pe noi, cred că este o compatibilitate perfectă între noi și bărbați, practic. Iar, așa cum spunea și Cristina, lucrul cu bărbații este unul constructiv de fiecare dată. Printre punctele noastre de susținere, dacă pot spune așa, este încrederea, empatia. Simțim omul, simțim interlocutorul. Și lucrul acesta ne ajută să... Ne ajută foarte mult să facem anumite alegeri, să renunțăm la anumite chestiuni incompatibile pentru businessul nostru și ne face să avansăm cumva bazându-ne câteodată și pe intuiție. Intuiția care se spune că este ceva mai dezvoltată decât la bărbați. Cred că pe intuiție m-am bazat de fiecare dată. Eu am o vorbă, eu spun că de fiecare dată țin calea luminată. De fapt, e modul în care eu mă întreb pe mine care să-mi fie decizia. Și am învățat și viața m-a învățat că a nu lua nicio decizie sau a lua o decizie mai târziu e tot o decizie. Și nu e doar un slogan. Viața m-a învățat că de fiecare dată gândul, primul gând care îți vine este aproape de cele mai multe ori cel mai bun. Și chiar vorbind cu un mare inițiat la un moment dat, mi-a spus că pe oricare ușă noi am intrat în viață, dacă avem o situație creată și suntem în fața unei alegeri, și vorbesc aici și de alegerile în viața personală și de cele în viața profesională, și ni se deschid mai multe perspective, adică avem în față mai multe uși. Pe oricare dintre ușa am intrat, de fapt, dacă ne-am întoarce din drum să privim ușa pe care am intrat, am vedea că ar fi fost mai multe uși, dar ne-am fi dus în același loc. Câteodată mă gândesc cât din business este planul nostru sau cât e entuziasmul. Eu cred că în afaceri, nu trebuie să-ți lipsească entuziasmul. Ne cramponăm de cele mai multe ori, nu m-au susținut, nu am avut suport, nu am avut bani, nu am timp, nu știu cum să fac. Trăim într-o era a lui totul este posibil. Ce trebuie să ai înainte de toate, trebuie să ai un vis, o idee, după care visul, după care planul, după care acțiunea, după care vin și rezultatele.
dacă îți dorești îndeajuns și dacă gândul tău este curat și dacă ești atent și dacă acționezi după ce, după, și-ți cunoști limitele. Se spune că suntem nelimitați, dar în fiecare moment din viața noastră noi avem niște limite, avem niște cunoștințe, avem niște posibilități. Trebuie să-ți cunoști posibilitățile și să acționezi după posibilitățile tale și așteptările să fie după posibilitățile tale. Am spus de nenumărate ori, și eu îmi doresc să fiu Claudia Schiffer, dar am doar 1,62 m, deci nu am 1,80 m. Deci pot să întrețin sănătatea, să mă întrețin, să arăt într-un fel anume la orice vârstă, văzând de sănătate, încredere, curaj, modul în care întrez viața. Pot fi un model inspirațional și mă pot pune pe aceeași poziție, dar nu pot arăta identic. E, trebuie să ne cunoaștem de fiecare dată posibilitățile și să ne ascultăm intuiția. Așadar, vorbim despre aturile femeilor. Așa și acum este. Haideți să vorbim exclusiv despre ele. Ați deschis mai multe uși. Ceva mai devreme. Așa este. Prin ceea ce ați spus. Așadar, un prim pas de pornire este viziunea pe care este important să o ai în ceea ce te privește. Apoi să stabilești obiectivele, apoi pașii pentru a le ajunge și ați mai spus un lucru minunat, pasiune și determinare. Pentru că dacă nu faci cu pasiune, nu faci cu plăcere și simți ca pe o corvoadă ceea ce îți propui să faci. Acestea sunt aturile femeilor? E nevoie și de foarte multă cunoaștere. E importantă pasiunea și e importantă, dar educația e foarte importantă. Când vorbiți despre educație, la ce vă referiți? Mă refer la te antrenezi și să-ți consolidezi competențele pe care le ai în domeniul în care activezi? Cred că este foarte important să fii și foarte perseverent și să crezi în totalitate, în ideea ta și să acționezi. Cu toți avem foarte multe idei, sunt atât de multe femei care și-ar dori să facă ceva, dar nu acționează. Recur la planuri, la discursuri, la scheme de proiect, dar cea mai importantă este acțiunea. Să te lansezi și să riști. Riscul este, cred, unul dintre punctele. Riscul asumat până la urmă, și un risc calculat. Calculat sau necalculat, pentru că de foarte multe ori nu știi anticipat ce ți se întâmplă. De fiecare dată am vorbit despre exemplul meu, pentru că e cel mai ușor să vorbești de tine și despre acțiunile tale. În momentul în care în 95 fondam firma Nikki, nu aveam nici cea mai vagă idee unde se va duce Nikki în 5 ani, unde se va duce Nikki în 10 ani. Știam doar un singur lucru, că voi face bine ceea ce voi face, că mă vor raporta de fiecare dată la calitatea serviciilor, la calitatea oamenilor, la respectul față de oameni. Știam că am niște principii sănătoase de viață și am niște valori de la care nu abdic, dar... Care sunt minunate. Vreau să vă țineți ideea. Care sunt minunate. Însă, totuși, care era baza de la care ați pornit? Baza de la care îmi doresc să colorez strada, îmi doresc să fac haine pentru femei, îmi doresc să produc în România și să vând hainele în România, îmi doresc să văd o stradă mai veselă și îmi doresc să... Nu știam atunci, să spun, să construiesc brand. Nu știam. Era în anul 95, eram după 3 ani de zile. Era după 3 ani de zile trăiți în Germania și eu în Germania descoperisem ideea de brand. Dar ce știam foarte clar era, vreau să construiesc ceva durabil, care să rămână în timp, ca o piatră de temelie și vreau să asigur bunăstarea mea, a familiei mele și a celor care trăiesc pe lângă mine și cred în mine și în visul meu și ajung să-mi fie alături. Asta am știut eu în 95. În 2000 am văzut că nu mai ajungea doar producția, era o creștere fabuloasă, fabuloasă, pentru că noi activam pe o piață neconcurențială. În România, fabricile de confecții lucrau doar pentru lon, iar producția în România era asigurată de micile case de modă, de mici producători. Ori la Iași noi eram ca acasă, facultate de textile, facultate de design și tradiție în industria producătoare de confecții. Dezvoltarea a fost fabuloasă. În anul 2000 deschideam primul magazin. În anul 2008 aveam deja 24 de magazine deschise, dintre care 16 erau încă active. Ajunsesem la cifră de afaceri de 2 milioane de euro. Dar nu anticipasem ce? Nu anticipasem că vine globalizarea, ceea ce însemna circulația mărfurilor din China peste în întreaga lume. Nu anticipasem că România e o România în continuare coruptă, în care mărfurile intră prin portul Constanța și
sunt mărfurile cele mai concurențiale pentru că sunt la prețuri fără taxe și impozite, nu anticipasem că intrăm în Uniunea Europeană și peste noi vor veni mari retaileri care vor fi primii noștri concurenți și nu anticipasem nici criza, marea criză globală, mondială, criză financiară, care ne-a afectat de la o lună la alta. Și toate acestea au venit. Care a fost strategia pe care ți-a abordat-o în continuare? Oh, e greu să abordez o strategie. În primul rând, intri în dificultăți financiare. Când ajungi, am creat peste 1500 de locuri de muncă. În momentul în care aveai chirii, cheltuieli de salarizare către stat, TVA, de 6 miliarde și ajungi să vinzi la un moment dat, astăzi vinzi de 8 miliarde și apoi vinzi de 2 miliarde jumate, timp în care tu ai cheltuieli de 6 miliarde, nu mai poți avea strategie. Strategia era de supraviețuire. Ori este atât de important să vorbesc aici că noi nu am fost obișnuiți. La noi e o rușine să vorbești de imposibilitate de plată, să vorbești de insolvență, să vorbești de cum fac să mă reabilitez, să revin, să renasc, pentru că ce înseamnă producția de confecții? Nu înseamnă doar nu înseamnă antreprenoriat, înseamnă creație, înseamnă a te inventa în fiecare zi din viața ta, pentru că noi ne-am încăpățânat să producem în România și să vindem în România. Ori românca este stilată. Românca vrea ca să fie unică. Românca care cumpără haină în România, deci deja are o altă educație. Are educație în sensul că ea știe că salvează un loc de muncă. Ea știe că cineva de pe strada ei, unchi, mătușă, lucrează în această industrie și că dacă își pierde locul de muncă pentru că ea cumpără doar străin și plimbă sacoșa prin mall, atunci cineva rămâne fără venituri. N-ați avut strategie? N-am avut. Strategia vine imediat. Cu timpul. Strategia vine cu timpul. A trebuit să mă descurc și a trebuit să trec prin tot ce înseamnă partea de eșec despre care lumea nu vorbește. Și a trebuit să intru în faliment cu firma aia mare în care pusesem totul într-un singur coș. Dar ce înseamnă să construiești brand și să construiești cu seriozitate? Am construit brand și oricând, la orice oră, oriunde, aș deschide gura în România și spun bună ziua, sunt Cristina Nichita, toți îmi spun Nichi Fashion, pentru că asociază acea imagine a acelor vremuri. Monica Bârlădeanu, care mi-a reprezentat imaginea 8 ani de zile, toate aparițiile în revistele Glossy, îmbrăcând toate vedetele de cunoscute pe plan național, toate femeile din știri, din showbiz. Adică în momentul în care ajungi să faci toate astea, înseamnă construcții cu seriozitate. O firmă poate să dea faliment. Nu e nimic rău, ce e important este să te ridici și să renaști din cenușă, să-ți vezi care sunt calitățile și dacă tu, pe ceea ce ai construit, poți merge mai departe. Oriunde în această lume pot lua o mână de etichete cu brandurile pe care le-am format, Nichi, Cristina Nichita, Cristina Nichita, și să produc în continuare pe aceste branduri pe care de 20 de ani de zile le cresc și sunt exact ca copiii mei, exact. Eu am acasă doi copii, iar Nichi este al treilea copil al meu. Eu ce spun? Ceea ce creezi reprezintă copiii. Același sentiment l-am și eu. Am acasă un băiețel, iar Maison Chouchou este primul meu copil. Noi ne-am confruntat cu alte chestiuni, ne-am confruntat cu fenomenul de fast fashion, și anume brandurile de mass market au promovat produsele de calitate îndoielnică, materiale mai puțin bune. Noi ne aflăm undeva în alternativa de slow fashion și promovăm conștientizarea stilului vestimentar. Tocmai de aceea piesele vestimentare te pot însoți pe mai mulți ani. Brandul nostru fiind la început, datând de abia 3 ani pe piață, dar, așa cum am mai spus, trebuie să fim mici ca să fim apoi mari, sigur, să creștem. Cred că produsele noastre nu sunt doar simple produse și cred că la baza brandului nostru, având o femeie ca fondator, livrează mai mult de atât, livrează emoție, livrează încredere, senzualitate, într-un singur cuvânt, feminitate. Orice femeie vrea să fie feminină, să aibă încredere în ea. Să fie deosebită. Să fie deosebită și diferită, așa cum spunea și Cristina. Așadar, aveți amândouă un background și construit, sau o parte din el construit și în altă țară. În Germania, dumneavoastră, și dumneavoastră în Franța. În Franța. Iată, în ce măsură v-a ajutat experiența din Germania, respectiv din Franța, pentru a performa pe piața din România? Franța m-a format foarte mult pe plan artistic, atât artistic cât și personal. Am învățat o altă abordare a artei, un alt concept.
m-a învățat cum să abordez oamenii, cum să accesez o altă cultură. Plecam din România, eram un copil și m-am întors aici și am redescoperit țara mai frumoasă și cu mult potențial. Și tocmai de aceea am ales să-i acord o a doua șansă. Și bine ați făcut, cu siguranță vor spune toate femeile care se îmbracă cu produsele dumneavoastră. Da, pentru mine Germania a fost să fie, cred că, de multe ori am spus că Germania e a doua limbă mamă, de multe ori am spus că Germania e a doua patrie pentru mine și a doua una acasă, pentru că era momentul din viața mea în care aveam nevoie de o orientare, aveam nevoie să descoper societatea civilizată, aveam nevoie să descoper cum e să trăiești și să te adaptezi într-o societate civilizată. Ori pe mine Germania m-a învățat să mă descoper, să știu că, da, așa cum spuneam, nu avem limite, să învăț că dacă vrei să dezvolți o afacere, de fiecare dată trebuie să dai maximul, dar în primul rând maxim de seriozitate, că există înainte de toate energia lucrului pe care vrei să-l faci, dar nu poți fără energia grupului, a echipei, respectul interuman. Pe mine m-a învățat adaptabilitatea la a lucra în echipă și a respecta omul. Nu știu ce aș fi făcut eu. Eu cred că n-aș fi omul care sunt astăzi dacă n-aș fi avut șansă să cunosc atât de mulți oameni minunați. Eu am o vorbă despre mine legată de faptul că am atras ca un magnet extraordinar de mulți oameni minunați. Spun eu, am atras oamenii ca oameni de aur, chiar dacă am atras și ceva pilitură de fier, dar ei s-au pierdut pe drum. Din toate astea am avut de învățat. Da, Germania pentru mine a fost modul în care m-a format ca om și acolo am luat decizia că voi merge acasă, să construiesc eu la mine acasă o Germanie. Și așa, cu seriozitate, așa am construit eu compania mea, care era o mică firmă la început, o mică firmă cu 5 oameni, dar am fost așa ca o mare familie și de fiecare dată când creștea numărul oamenilor, îmi doream să fiu foarte aproape de ei și acum gândesc conceptual la fel, mai ales că acum chiar sunt o persoană publică, o persoană socială. Ani de zile m-am întrebat de ce construiesc eu brand, de ce investesc în acest nume, nerealizând și nelegând doar de producția de confecții și de importanța. Noi românii suntem un pic atipici din acel punct de vedere, noi vrem să știm cine e în spatele etichetei. Iar eu, așa cum spunea, am gândit de fiecare dată că ce trebuie să faci este să faci cu drag. N-am gândit prin prisma evoluției fabuloase. 1 și 2, de atitudine. Eu am zis că voi educa femeile în sensul bunului gust, să se descopere, să realizeze că partea a ceea ce ele sunt e atitudinea cu care ele trăiesc, cât e de important să trăim frumos. Mulți mi-au spus la un moment dat, dar tu produci și vinzi haine, vorbește despre haine. Eu vorbeam despre atitudine, despre cât este de important să avem încredere, despre cât este de important să ținem aproape, în familie, în echipele în care noi activăm. Da, antreprenoriatul este important și este partea vieții și activității noastre, dar acest antreprenoriat nu-l poți face dacă îți lipsește entuziasmul, dacă nu ai încredere în tine, dacă nu ai familia alături de tine. Eu nu știu cum ne-am dezvoltat dacă noi nu am avea bărbații din viața noastră, dacă nu am avea părinții din viața noastră. Unificat sau am unit, iată. Dacă nu am avea copiii care sunt motivația, dacă nu am avea echipele de oameni care cred în noi și în visurile noastre și ne vin alături. Eu cred că ăsta este rolul femeii. Rolul femeii, atât în viață, cât și în antreprenoriat, este de a aduna în jurul ei familia, oamenii dragi, prietenii, cunoștințele, de a se implica în comunitate, de a fi un exemplu pentru celelalte femei, de a-și dori să fie model inspirațional pentru celelalte, de a sădi încredere. Ăsta este rolul nostru, atât în personal cât și în profesional. Este, absolut, încrederea este ingredientul esențial pentru a construi relații, indiferent în ce domeniu activezi, cu atât mai mult dumneavoastră care îmbrăcați
femeile, iată, și nu mi se pare deloc, să spunem, ne la locul lui faptul că ne dorim, noi ca români, și nu cred că doar noi, dar a spus asta, să știm cine este în spatele unui brand, pentru că ne place să știm că acel brand are un chip. Și astăzi am arătat și chipul care se află în spatele celor două branduri despre care am vorbit. Mulțumesc foarte mult, Alexandra Andriescu și Cristina Nichita, pentru prezența și gândurile pe care le-ați transmis în discuția noastră. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit de aici, în studioul Business Days TV. Vă mulțumesc încă o dată. Sunt Laura Dragomir. Cu bine!